Bună seara! Înapoi la argument, împreună cu Radu Gabrea, discutând despre ultimul lui film, Călătoria lui Gruber. Radu, este bună seara, primul rând. Văzând filmul tău, ca și Cocoșul decapitat, făcut după romanul lui Eginald Schlattner, e deja terminat al doilea roman al lui Schlattner, Mănușile roșii. Nu știam mai nimic de modul compact în care trăiau nemții, sași ori șvabi, până când să vorbesc cu prieteni de-ai mei, târziu de tot, în Germania, despre zona șvabilor sau zona sașilor, să aflu modul compartimentat complet în care trăiau cu tradițiile lor, ca într-o Germanie. Cu o comunitate foarte puternică, foarte cu puternic. Legi aproape socialiste. Aveau comunități stradale, cu ajutor, cu fonduri pentru cartiere. Erau extraordinar de organizați și aveau și jurisdicție la un moment dat, până a intrat în România și mai departe, au avut o jurisdicție proprie, de aceea și cele turnulețe de la bisericile sosești, nu știu dacă le vezi, cei care au 4 turnulețe, acel teritoriu, acea regiune, e drept să dea condamnări la moarte. Cele care sunt 4 turnulețe la bisericile sosești, au voie să dea condamnări la moarte. Formidabil. Deci au 3 și 2 n-au voie, adică sunt toți jurisdicții, toate reguli judiciare, sunt tribunale care nu au voie să dea condamnări la moarte. Cele cu 4 au voie să dea condamnări la moarte, pentru că aveau o chestie absolut autonomă. Cam așa cum era în Islanda pe la 1100. Extraordinar. Dar ce am văzut este că aceste comunități trăiau etanș, aproape separat, de destinul comunității largi, ai majoritarilor. Un prieten de-al meu, Hartwig Oxenfeld, îmi spunea că în Variaș, un sat de lângă Timișoara, mixt, relațiile celebrate ca foarte, ca remarcabile, relațiile interetnice, erau simple. Satul era împărțit în două, nemții nu se amestecau cu românii, românii nu se amestecau cu nemții. Când se întâlneau, adolescenți ori tineri se păruiau și se despărțeau, cordial. Așa era, așa era, erau foarte închise, comunitate închisă. Extraordinar. De aia și denuit 800 de ani. Da. Că de aia e și teza care aparține în principal lui Schlattner și pe care eu am adoptat-o pentru că consider justă și adevărată, că atâta vreme cât sașii au rămas sași, adică au rămas în propria lor comunitate, au denuit. În secunda în care visul Großdeutschland, Marii Germane, i-a lipsit și au încercat să intre, s-au dus. Deci garanția existenței acestei comunități timp de 800 de ani, de când a fost regele maghiar, când le-a dat pământul și i-a dus acolo ca să apere regatul maghiar de tătari, nu? Când a primit libertate și așa mai departe, a fost durat 800 de ani comunitate închisă. M-a frapat și etanșietatea comunităților și față de regimul politic. La București guvernele se succedau, liberali, țărăniști, rege. Nu se implicau în politica mare a României. Pentru că lăsaseră istoria pe seama altora. Exact. Când s-au implicat în istorie, s-a terminat. Exact, asta e cea mai bună comparație. Asta vreau să spun și Schlattner. Formidabil. Cât timp s-au ocupat de istorie și numai de comunitate, au dăinuit și puteau să mai denuiască. Da. Dacă nu ieșeau în combinația asta toate, cu Hitler, cu cutare, după aia de deportările în... Iar, nu știu dacă eu am vorbit cu foarte mulți dintre ei, marele exod, după ce că au vândut, românii au vândut în perioada lui Schmidt și lui Ceaușescu, nemții în Germania, pe mărci, așa, pe sași, i-au vândut România, adică nemților pe sași, după aia, se cheamă, lovitura de moarte a fost revoluția din România, când au plecat toți sașii, 100.000 și ceva care mai rămăseseră, brusc au plecat în Germania, de frică că nu vor mai putea pleca. De frică că Germania se va închide și nu vor mai pleca. Dacă i-ar fi rămas aici, ar fi tras un los foarte important. Pentru că aveau, erau 100.000, 100.000 și ceva de oameni muncitori cu pământul, cu terenuri, cu gospodării ferme, cu tot ce vrei tu și ar fi contribuit enorm la dezvoltarea acestui țări. Acum toată zona superbă de arhitectură și peisagistică din dreapta Oltului, dacă vrei, și din zona Sighișoarei, veste Sighișoara, e o zonă pustie. Dacă te duci cu mașina acolo, nu vezi niciun teren lucrat. Am văzut un sud al Transilvaniei, superb, frumos, așa cum cu ochii mei n-am știut să-l văd. Păi am filmat în principal la Sibiu. Sibiu ca oraș. Ca oraș. Dar pontonul și pontonul apa. Este un ponton care e de 100 de ani și este la Cârța, există și acum pontonul, și pentru care am rescris scenariul, adică pontonul nu exista nicio poveste, nici la Schlattner, nici în primul scenariu, nimic. L-ai pus de dragul lui. De dragul pontonului, care este extraordinar și sfârșit tot ce e jurul pontonului și peisaj și tot,
Am rescris toate povestea de pe ponton. Imaginile aeriene de unde sunt? Cele de deasupra apei? Sunt începute de la Olt, s-a ridicat elicopterul de la Brașov și a mers pe Olt în jos, de la Brașov, până dincolo de Făgăraș, până aproape de Sibiu. Extraordinar! Deasupra Oltului. Extraordinar! Tot timpul, Oltul fiind râul care definește și în același timp delimitează comunitatea săsească, de cea românească. Pe malul stâng al Oltului, spre munte, erau satele românești, pe malul drept al Oltului, sunt toate satele săsești și în ziua de astăzi... Perfect izolate, da. Formidabil. Și am mai văzut ceva care m-a frapat. Modul insidios, aproape imperceptibil, în care se instaurează rinocerizarea. La început acei tineri, ce frumos cântau ei cântecele lor patriotice, care la nem sunt foarte melodioase și atrăgătoare, conținutul e cam înspăimântător. Dar ele sunt frumoase, muzicale și cum participau ei la Felix, de exemplu, acel care e un tânăr curat. Vreau să spun că, de exemplu, este o scenă în film, dacă îți mai amintești, când își leagă ei bentițele albastru și roșu. Sigur. Și e lupta. Ei, bine, da. Această scenă nu o știam. Nu era nici la Schlatten, nu era nicăieri. Atacatorii și apărătorii. Lucrând cu copiii ăștia și încercând să găsesc ceva, am întâlnit un sas în vârstă, la Mediaș, pentru că am filmat și în Mediaș și am uitat să spun și în Mediaș am filmat, un sas bătrân care m-a povestit de chestia asta cum făceau ei. Și a intrat într-un entuziasm, ce frumos era atunci, că era tinerețea lui și copilăria lui. Și această chestie am transmis-o în film, pentru că jocul l-am învățat de la el. Eu am făcut jocul ăla și regia jocul, învățând de la sasul ăla, că mi-a explicat, cum să jucați voi. Așa jucam. Adică erau unii dușmani care trebuia cu unii cu roșu, alții cu albastru și când rupeai firul, ăla era mort. Adică așa era convenția jocului. Dacă rupeai firul, cel care îi se rupsese firul era mort și ieșea din luptă și așa mai departe. Deci e foarte legat de ce s-a întâmplat. Dar ce e formidabil că toate aceste tradiții comunitare, strânse, sunt foarte frumoase când le vezi din afară sau când nu apare, când nu-și bagă dracu coada. De îndată ce dracu își bagă coada, el și-o bagă exact prin ceea ce este mai frumos în aceste tradiții comunitare. Cântecele patriotice, atașamentul față de glie, față de sângele comunitar, toate astea treptat virează spre ceva care este înspăimântător. Și asta nu se întâmplă brusc, că atunci ai observa. E pe nesimțite, pas cu pas. Păi da, și asta am și încercat să fac, adică să fie insidios, să apară, să apară, să apară, să apară și să nu știe de ce, la urmă să fie totul răsturnat. Gizela, care este evreica. Da. În comunitatea lor, nemțoaică, cine știa că este evreică? Și deodată, chestiunea apare. Da, exact așa e. Apare încet, încet, lumea se obișnuiește cu asta, după aceea se obișnuiește cu semi-excluderea, după aceea cu excluderea și gata. Ce interesant este că, de exemplu, evreii au fost scoși din sat, din școlile săsești, mult mai târziu ca în România din școlile românești. Prietenii mei evrei din București au fost elevi la Sfântul Andrei, școală catolică și la, nu știu, la școala protestantă, pentru că bisericile, școlile confesionale nu au trecut la aplicarea severă a acestor eliminări ca școlile românești. Și a rămas Ghizela în școala săsească din aia până în 43, când e dat afară, când se întâmplă următoarea chestiune, când atunci școlile, care erau de 800 de ani, țineau de biserică, au trecut asupra grupului etnic german. Da. Și în secunda aia i-au fost dat afară. Da. Sub biserică, care păzea școala și care era legată de școală, nu s-a întâmplat chestia asta. Deci edificiul rezistenței comunității germane, de fapt, a primit atunci o fisură mortală. Exact. Când școlile au trecut de la biserică, care asigura continuitatea decentă, culturală și religioasă a comunității, când astea au fost trecute... Și de sute de ani. La autoritatea laică smintită... Exact. În o secundă aia s-a dărâmat totul. Da. Și de atunci a început prăbușirea, dar asta era interesant și îmi pare bine că spui că am reușit, pentru că asta și doream, să reușesc treaba asta. Și acum să trecem la călătoria lui Gruber. Vreau să spun că regia, sigur, este a ta. Scenariul le aparține lui Răzvan Rădulescu și Alexandru Baciu, e foarte bun. Imaginea lui Dinu Tănase și este cu Florin Piersic Junior, Marcel Iureș, Claudiu Blonț, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea, Udo Schenk. Mă refer la conținut, la poveste și nu la film ca atare, deși prin fanta artistică am văzut toate astea. Dom'le, ideea e formidabilă. Un tip mare, Curțio Malaparte,
e în trecere prin Iași. Se întâmplă să fie în perioada pogromului de la Iași. Despre pogromul de la Iași, dintr-o istorie a României în date, coordonatorul acestui foarte bun, impresionant om. Da. Acest impresionant om este Dinu Giurescu, un istoric foarte competent. Scrie așa, iunie 29, iulie 1. În urma deschiderii focului asupra trupelor române și germane, la Iași, în oraș, au loc execuții sumare și arestări ale locuitorilor evrei. Un mare număr de evrei arestați au fost îmbarcați în trenuri. Astea sunt trenurile morții, nu? Da. În vederea deportării, circulând în condiții inumane. Aglomerări excesive, lipsă de apă, în film se aude apă, apă, etc. Potrivit estimărilor, în aceste împrejurări, circa 4.000 de evrei și-au pierdut viața. Acum, ce trebuie spus despre această relatare este că noi trebuie să înțelegem faptul că acești oameni nu erau evrei, erau cetățeni români de origine evreiască. Evreiască, sigur. Ori, pactul fundamental modern spune așa, cetățenii delegă statului sarcina de a-i proteja și în acest raport de protecție stă primul fundament al cetățeniei liber consimțite. Mai sunt și altele, dar asta e important. Or, în acea situație, atunci, noi vedem cum statul român denunță unilateral pactul cu cetățenii de origine etnică X, îi bagă în vagoane și îi deportează. Sau îi omoară prin împușcare, ca represalii sumare pentru o presupusă, aici un presupus atac. Două observații, iartă-mă că fac la istoria domnului Giurescu, sunt două chestii care nu sunt exacte. Prima chestie exactă, că nu s-a dovedit nicăieri până acum că s-a tras în trupele germane sau românești. Nu s-a dovedit, adică s-au făcut cercetări multe, multe, multe. Și doi, nu, cifra de fapt era mult mai mare ca 4.000. Dar discuția este, evident că este... De cât e vorba? 12-13.000 sunt ultimele cifre. Pentru că au murit și la ea și au murit și în trenuri. Au fost două trenuri în care au murit oameni. Deci, acum, sigur că nu se poate face o socotare cifrică a morții. Morța e moarte oricum, știi? Și cum spune Rabia Achiba, dacă omor un om, omor o lume întreagă. Și dacă salvezi un om, salvezi o omenire întreagă. Deci nu e vorba de asta, e vorba că sunt tot timpul, asta mă duc pe mine la film, citind istoria, tot timpul au fost încercări de a, cumva, de a reduce, de a minimaliza, de a nu spune adevărul, adică real cum a fost. Eu o să gotez că, în principiu creștin, dacă vrei, al recunoaște vinovăția și a spune, dom'le, eu am greșit și victimele pentru asta... Victimele trebuie recunoscute, asumate și sigur. Onorate. Exact, asta e și părerea mea. Tu rezumi subiectul filmului așa. La sugestia lui Răzvan Rădulescu m-am îndepărtat de roman. Romanul este Caput, al lui Curțiu Malaparte. Exact. Și prezența lui în România mi se pare că se rezumă la 3 pagini, ceva de felul ăsta. Nu? Are un capitol. Are un capitol. Caput, care se descrie pogromul în timp ce se desfășoară. Da. Pe când la Răzvan, adică în scenariul nostru, el vine după, imediat după, și descoperă urmările pogromului. Asta este îndepărtarea de roman de care vorbește exact, aici. Da. Povestea este aproximativ aceasta. Malaparte, bolnav, are o criză de alergie la ceva, nu știe la ce, ajunge la ea și caută un doctor evreu numit Gruber, Iosef Gruber. În căutarea acestui doctor descoperă niște lucruri îngrozitoare. Filmul are un dialog și scene foarte puternice și beneficiază de clasica și extrem de eficientă dramaturgie filmică, căutarea care este motorul unei narațiuni. Malaparte îl caută pe Gruber. Și vor vedea spectatorii cum găsirea lui Gruber e complicată, plină de surprize. Acum, eu continuu descrierea filmului în felul următor. Filmul debutează cu o scenă de vagon, de tren, în care stau 3 personaje. Este comandantul german, adjunctul comandantului român, Niculescu Toca. De fapt, Toca. Comandantul german, un ofițer german de mare influență în perioada aceea. Nu era specificat ca comandant, este adjunctul șefului garnizoanei Iași și eroul nostru. Numele lui e Freitag în film, da. Vineri. Da. Iar adjunctul garnizoanei Iași este un personaj real, Niculescu Coca. Acești doi oameni, tot, așa, însoțiți de Curcio Malaparte, care este prăbușit, lăcrimează, e inflamat, o criză clasică de alergie.
Ce se vede la un moment dat este că acest tren de persoane se oprește în câmp. De ce? Ca să lasă să treacă un marfar. Nu te prinzi la început despre ce este vorba, decât că atunci când ei trag geamul ca să intre aer proaspăt, intră o duhoare groaznică. Dar ce transportă ăștia, animale? Exact. Vom afla că acele trenuri sunt trenurile morții și că putoarea vine de la oameni care sunt ținuți în condiții de animale groaznice. Exact. Se închide nu știu ce. Toți vorbesc în germană. Mi-a plăcut foarte mult că ai luat această decizie complicată să-i faci pe toți să vorbească nemțește. Ce se întâmplă? Ce cauze? Cum l-ai făcut pe Florin Piersic să vorbească nemțește? A fost munca foarte multă a lui, a noastră. Și italiană și nemțește. A fost o muncă mare. Am mai ajutat și cu post-sincronizări, și direct, și cu muncă, și cu cauze de italiană, cauze de germană. A fost o muncă. În moment ce am luat hotărârea să facă în aceste trei limbi, trebuia să se potrivească. Nu se putea face prost și fals. De altă parte, eu cred că trăim într-o epocă în care vorbim multe limbi, să vorbesc multe limbi și e cam caragios să-l auzi. Și ar fi uniformizat să-l auzi pe Malaparte și pe consul italian și mai departe, vorbind toți românești. Asta spui, Radu, într-o cultură care prețuiește diversitatea lingvistică și nu îngrădește prin ceea ce în Germania se întâmplă, și anume toate filmele sunt traduse uniform. Asta e oroare. E oroare. Păi eu vreau să spun persoana, experiența mea. Ce să faci mea, cu filmul tău? Experiența mea este catastrofală. Iată, de exemplu, am o experiență care povestesc oricui. Am văzut filmul lui Amarcorda lui Fellini. L-am văzut, fără să vorbesc italienește, l-am văzut undeva în, cred că în Elviția italiană și am râs de m-am prăpădit. Mi s-a părut un film, bine, un film extraordinar oricum, dar era o comedie fabuloasă. Da. Și pe urmă a venit filmul în Germania, la München, unde locuiam și locuiam atunci. Și m-am dus din nou să-l văd, să-l mai văd odată. Era de o tristețe înfiorătoare filmul, pentru că ea vorbeau toți nemțește, toți italienii, dând din mâine, vorbeau limba germană. Era o tristețe înfiorătoare. Deci, absolut adevărat ce spui. Și asta e avantajul nostru, că având subtitrare și nechinuindu-ne să facem post-sincroane, să băgăm pe toți într-un tipar, este un avantaj mare, să mai ales fim conștienți de el, să nu-l pierdem prin uniformizarea acum neeuropeană și mai știu nu ce. Nu, să-l pierdem pentru că, și o să, asta e un revers, nu-l pierdem pentru că e o piață atât de mică încât nu se rentează să dezvolți o industrie. În Germania, industria sincronizării filmului este o industrie uriașă și cea mai mare parte din actori trăiesc din asta. Și atunci este așa că industria își creează singură și sunt, cum zic, avatarurile unei dezvoltări excesive în anumit domeniu. Noi nu avem niciodată, cred, o riscul ăsta, pentru că niciodată nu o să fie o școală și se poate trăi din sincronizări, pentru că piața fiind foarte mică. Da. Dar asta părerea mea, ne face să vedem filme italienești, alea franceze în franceză, alea engleză în engleză, alea în germană, ceea ce eu consider o mare bucurie, iar nu concepeam Gruber în alt fel. Închipuiesc că vorbea Sartori în italiană, Gruber în italiană, Freitag în italiană și, în română, toți cinci, vorbim în română. Mi se apărea că ne-avea hasă. Așa. Dar nu apare un element de neverosimilitate în momentul în care un caporal, cred că era, la prefectura, la chestura. Nu, la chestura nu vorbește. Caporalul care vorbește, plutonierul care vorbește germană. Plutonier, da. Care vorbește germană este la comandamentul român. Da. Dar ce germană vorbește el totuși? Da, ce se întâmplă? Aici eu am fost conștient, prea să vorbească română. Dar erau relegați de nemți. Erau ofițeri care făcuse studii în Germania, erau subofițeri și, pe urmă, erau și nemți sași care studiau în armata română. Adică a fost opțiunea tatălui Schlatner a fost în armata română. Da. Opțiunea care s-a dat pus sașilor, printr-o convenție între Antonescu și Hitler, a fost sașii care vor să meargă în armata română să duc, cei care nu vor și vor să vină la Waffen-SS, vin la Waffen-SS. Și au fost sași care au fost în armata română. O minoritate, totuși. Minoritate, da, dar cum zic, e un film artistic, nu am ținut să reprezint proporțional realitatea istorică. Oricum, mi-a plăcut foarte mult pentru că, involuntar, lingvistic vorbind, asta trădea o atmosferă cosmopolită care, de fapt, reflectă bine spiritul României, care este o țară cosmopolită. Da, așa am gândit și eu, exact așa. Da. Deci, după scena asta, care... Din care pleacă mănunchiul filmului, aflăm că Curțio Malaparte a primit din București, unde i s-a declanșat criza de alergie, indicația să caute pe un alergolog important, medicul Josef Gruber, și îl caută tot filmul. Josef Gruber este evreu. Suntem la puține zile
O zi, două după terminarea, o zi, două după terminarea pogromului, deci în primele zile din iulie, exact. 2 sau 3 iulie. Exact. Și vedem urme, fie prin remarce, ori acțiuni ale militarilor, convorbiri telefonice, ordine date, din care înțelegem că ceva s-a petrecut, fie fizic, prin urme. Când se duce la comandamentul românesc, pe zid se văd niște oameni, se văd urme de sânge și niște oameni care vin... La chestură. La chestură. Da, la chestură. Niște oameni care vin, aruncă găleți spală, de apă, spală urme de sânge, da. Retencuiesc. Când iese Curțioma la parte de acolo, după o oră, două sau trei cât stătuse, nu mai e nicio urmă. Așa a fost. Dar ceea ce m-a frapat, ca și în filmul după cartea lui Schlattner, este cât de pasivi asistăm la cele mai teribile crime. M-a răscolit asta. Pentru că Curțioma la parte este obsedat de alergia lui și el a văzut până la urmă, putea deduce. Dar la un moment dat a văzut că se duce la cimitir și vede un lung dreptunghi, un paralelepiped de pământ evacuat, în care sunt cadavre peste care se aruncă ca să nu se împută, aruncă... Și să nu fie maladie, să nu fie boli. Să nu se răspândească boli. Da. Nu știu, se aruncă var. Da. Se aruncă var și el vede asta. El vede asta și reacția lui nu e ca reacția noastră. Nu, e foarte mică reacția lui, dar el scrie. Filmul se termină cu acea inscripție care spune că el în cartea lui a scris despre acest eveniment. Care a apărut 4 ani după război. Nu, în 44 a apărut, da. Cartea. Cartea a apărut în ultimele zile ale războiului. Deci a apărut în 44. Deci el a scris. Asta a fost reacția lui să scrie. Adică aici a fost balansul. Dar tu ai optat în film pentru o variantă în care el este un martor impasibil. Da. El nu are nicio reacție etică. Da. Nu. Ba are un început la sfârșitul întâlnirii cu medicul pe care îl găsește și care înțelegem că i-a fost pus la dispoziție prin bunăvoință de autorități. Aici sunt două posibilități. Unii înțeleg așa, alții înțeleg că e chiar băiatul doctorului omorât. Sunt două posibile versiuni. Adică, poate să fie chiar băiatul, dar poate să fie și un scenar. Ai folosit o imagine în oglindă atunci. Înainte să aibă loc consultul în cabinetul foarte fastos, acesta era un medic renumit, Prosper, respectat, o superbă casă veche neoromânească, pe care scrie Iosef Gruber. Deci în cabinetul foarte somptos al medicului Gruber, cu portrete, Sigmund Freud și alții așa, cu diploma lui de la universitate, cu siguranță germană. Nu, la Florența. Italiană, pentru că el vorbea italienește. Este o simetrie între această scenă și scena precedentă, care este scena în care Curțioma la parte, mergând pe urmele lui Iosef Gruber, ajunge la, probabil, tatăl acestuia, de 74 de ani, care murise ca urmare a tratamentului al care fusese supus când a fost în tren. Murise în tren, de lucrul ăla care produsese mirosurile groaznice. Și deci el asistă cum este tratat tatăl lui Iosef Gruber, pe care el îl caută, cu var peste acele cadavre în groapa comună. Când ajunge la el, simetria, antisimetria este asta. Medicul îl tratează individual, fiul celui mort, tratat cu var. Îi face un test pe antebraț. Foarte profesional, foarte gândit, nu are nicio reacție de adversitate. Nu, absolut deloc. Își face meseria... Atenția medicului față de un om și suferința lui. Da, mi se pare extraordinar asta. Tratamentul cu var și tratamentul cu atenție. Da, e teribil. Asta m-a impresionat, faptul că dacă se întâmplă lângă noi, tendința noastră este să acceptăm. Cea mai mare parte, da. Dacă avem reculul anilor și citim cărți groase, nu știu ce, atunci, da, avem reacție etică. Și zicem, Doamne, acum au putut oamenii, e ceva îngrozitor. Dar noi cum ar fi fost acolo? Oamenii sunt sub vremi, știi? De fapt. Oamenii sunt sub vremi. Așa cum, da, așa ziceam, așa ți pare, da. Și a mea, așa, Răzvan Rădulescu, a scenaristului, asta a fost adevărul despre acest eveniment. N-ai fost tentat să introduci un personaj care să aibă o reacție? Nu.
Adică am fost tentat să deschid vagonul, de exemplu, și nu l-am deschis. Asta a fost o tentație mea. Ai făcut bine. Da, acum îmi dau seama că atunci eram, știți, când faci filmul, te gândești, e bine, nu-i bine, e suficient, nu-i suficient. Nu l-am deschis, și am făcut bine, da. Știu că m-am făcut, dar atunci nu știam. Când eram, am avut tentația, nu știam. Am în minte o groapă comună recentă. Mai ales în romanul Caput, el deschide, deschide vagonul și cadavrele cad peste el și peste sartorii și peste consul italian. Ei, nu ar fi fost oricum, nu știu cum plin, dar ar fi fost, părerea mea, o scenă, nu ar fi putut să iasă niciodată o scenă adevărată în chestia asta. Așa e mult mai bine. Acum, adică sunt convins că am ales bine. Da. Sugestia de teribil e foarte pronunțată. Am în minte o groapă comună care este arătată ca atare cu cadavre, pe măsură ce se umple cu cadavre, în filmul lui Andrzej Wajda, Catin. Nu l-am văzut, din păcate. Wajda este un idolul meu cinematografic. Nu l-am văzut, că n-am apucat să-l văd. E o scenă foarte puternică și care ușor putea fi ratată în melodramă, în care, în sfârșit, ofițerii, după ce au fost ținuți așa, află care e soarta care li se... Sunt scoși unul câte unul și sunt împușcați individual, nu cu mitraliera. E o groapă lungă, ca cea pe care ai făcut-o tu. Sunt duși pe marginea ei și cineva din spate îi împușcă în cap. Pac! Următorul. Pac! Și ceea ce putea să fie melodramatic, dar de fapt e cutremurător, este că în momentul în care este scos ofițerul și vede groapa și înțelege ce l-așteaptă, începe să spună Tatăl nostru. Și Tatăl, bineînțeles că nu-l termină. Următorul reia de unde a lăsat el. Și este un Tatăl nostru, rugăciunea domnească, spus în pragul împușcării în cap de un șir lung de ofițeri polonezi. Și groapa arăta ca la tine, iar acolo groapa, tu ai făcut o sugestie minimală, cadavre, în care se vedea mulajul. Da, formele, sigur. Formele doar, sub această pastă albă a varului. Și reacția ofițerului român care era acolo, el se ferea de molima posibilă, nu avea nicio problemă cu cadavrele. Dar în general oamenii nu au probleme cu ce au făcut. Șeful poliției Stavarea, care joacă table și zice, dom'le, am muncit, sunt obosit, am avut o zi grea, adică i s-a părut ca un țărean care vine de la câmp, știi, și are oboseala muncii îndeplinite. El era obosit pentru că cu două zile înainte a murit serenal în curtea chestiei, cum spunea ofițerul Niculescu Coca, are problema cu vinurile. Deci toți au alte probleme decât cele care trebuia să le aibă. Adică ceea ce făcuseră, și aici ai dreptate, când adevărul e cumplit, nicio reacție. Ei făcuseră ceva cumplit, dar aveau probleme de cotidian, de cu totul altă natură. Adică business as usual, știi, hai să mergem mai departe, să ne rezolvăm problemele. Și chiar spune Coca când vine, deci s-a întâmplat cu colonelul Lupu, comandantul garnizoanei, care trebuia să fie decorat de Antonescu și era intenția să dea decorație pentru felul cum a stăpânit, în ghilimele, problema cu evreii, dar a fost dat afară pentru că s-a încurcat și soldații lui sau din garnizoana lui au spart pivnița de vinuri a boierului Rosnoveanu, care era prieten cu Antonescu. Și de fapt ce se vede în film este că preocuparea centrală a ofițerilor este cum să dea explicații de distrugerea vinurilor lui Rosnoveanu. Da. Adică nu mai contează ce s-a întâmplat în urmă. Toate atrocitățile care s-au întâmplat și cred că asta este aici și marea calitate a scenariului al Răzvan și al Alexandru Baciu. Cred că, într-adevăr, așa se întâmplă. În momentul când ajunge în situația asta, lucrurile devin automate. Adică asasinatul nu mai are, pentru cel care îl produce în momentul ăla, nu mai are niciun fel de reacție de conștiință. Adică e ca și cum nu există. Dar cum vine asta, Radu? Nu dau seama, nu știu, n-am fost niciodată în situația, sper să nu fiu niciodată. Dar se pare că așa se întâmplă. Așa intuiesc că se întâmplă. Sau s-a întâmplat. Curțiu, mai la parte, trece ca un martor impasibil tot filmul. Filmul se termină pe o imagine în care adjunct comandantului german, acest Freitag, oferă din lăzile lui de vin un vin foarte bun. Deci trebuia să fie foarte bun, că mergea la concurență cu ce oferea italianul, care era un barbaresco. Da, era foarte bun, sigur. Da. Că italianul se uită în uniune la vin, știi? Și el se uită la vin,
așa se termină filmul. Vinul, sângele lui Hristos, dar faptul nud care pe mine mă tulbură este cum trecem pe lângă drama îngrozitoare cu care suntem contemporani. Asta e ceva îngrozitor. Și asta la tine este o temă, pentru că de fapt o tratezi implicit și în, și în cartea, da, ecranizarea după Șlefler. În general asta am făcut în filmele mele. Toate dacă neapărat să le vezi, dacă le vei vedea vreodată, pentru că în România nu s-au mai văzut, eu fiind plecat, nu s-au dat, deși filmul meu a fost oprit de Ceaușescu, n-am fost niciodată considerat ca un ghilimele dizident, adică n-a contat, filmul n-a fost arătat, pentru că nu eram aici când s-a terminat Revoluția din 89, am venit prea târziu, toți alții au avut gloria luptei, eu am fost filmul meu, a fost oprit de Ceaușescu personal. Deci primele tale două filme, singurele pe care le-ai făcut în țară, da, înainte nu, să pleci? Făcut, am făcut în țară, afară de cele două, un documentar, se chema... Deci prea mic pentru București. Un război atât a de mare, primul, al doilea, Dincolo de nisipuri. Nu, al doilea a fost documentar Amintiri Bucureștene, făcut între ele, al treilea a fost un serial de televiziune numit Urmărirea, care a fost primul serial de televiziune române. Și după următorul film a transmis. Fost transmis, da, și cu mare succes. Mare, în serial a fost de mare, mare succes pentru că a avut o poveste scrisă de Eugen Barbu, că era o minciună povestea, că așa se făceau. Erau, plecând la un post de radio real englez care era în, a avut în timpul războiului în România, Barbu a făcut un post de radio servit de Partidul Comunist. Erau niște tineri care ascundeau post de radio și nemții fugeau după el ca să-l descopere. Și un film de aventuri, de fapt, unde erau doi tineri actori, atunci debutanță extraordinară, Mihăiță George și, și cu, cum îl cheamă, Duțu Găitan, și jucau toate somitățile, Toma Caragiu, George Constantin, care au jucat Brăila, în Reconstituirea. Care au jucat și în Reconstituirea și care au jucat după aia și la mine Dincolo de nisipuri. Deci a fost o distribuție excepțională. Și după aia am făcut Dincolo de nisipuri, dar Dincolo de nisipuri l-am făcut după ce vroisem să fug din țară, înainte, în 70. Am plecat la Paris și am stat 6 luni la Paris și nu mai vreau să mă întorc și eram între să mă întorc, să nu mă întorc. În ce an? 70. Să mă întorc, să mă nu mă întorc, să mă întorc, să nu mă întorc. Cinematografia la Paris și am văzut acolo erau destul de prostuțe. Nu era nimic foarte interesant în perioada aia. Se terminase cu marele Nouvelle Vague francez, nu știu ce. Și când mi s-a închis viza, adică aveam ultima zi de viză, că aveam 6 luni viza legală, am văzut Rubliova lui Tarkovski. Și am căzut jos și am zis, domnule, nu mă locul meu în România. Adevărul e acolo. Adevărul e acolo și mă întorc înapoi și să încerc să fac ceva. Și după aia, când o face Garubliov, eu cu așa, era prima zi a proiecției Garubliov la Paris, la, se cheamă, Rue de Saint-Andrés des Arts, o stradă mică în cartierul Latin, un cinematograf al lui domnul Pierre Diamantis, îl chema, care avea un cinematograf de art acolo și în care se dea prima dată Garubliov. Și am văzut Garubliov și am căzut total și am zis, domnule, mă întorc în România. Am rucat în tren, n-aveam nici măcar viză pentru Veneția, până Elveția, ca să trec până Elveția. Având niște prieteni la frontiera între Franța și Elveția, la frontiera m-au trecut clandestin cu un polițist într-o mașină a poliției elvețiene pe frontieră și am venit în România pe partea aia și am venit înapoi și am început să lucrez la Dincolo de nisipuri, cu frenezia, dorind să fac ceva ca Rubliov. Și filmul am terminat, am filmat în condiții destul de libere. Și a, când seara premieră a văzut Ceaușescu filmul, venea din Germania, a venit nervos și a fost, a văzut trailerul meu pe televizor și a zis ce era atul ăsta și i-a zis Dumitru Popescu, Dumnezeu, secretarul de Paris, tovarășul Ceaușescu, în film românesc, care iese luni în premieră, aveam mari afișe la Patria, dar nu de 2 metri, totul era aranjat. Eu eram, toată lumea era fericită că o să iasă filmul, mă rog. Și ăsta a băgat prietenul meu de la televiziune, a băgat trailerul des și Ceaușescu uita cu nevasta la filmul lui, adică venea din Germania, de la, de fusese pe la vizite pe acolo, nu știu ce. Și atunci vedea câte o oră întreagă apărea acest trailer al meu cu niște țărani zile întreagă. Ce tâmpenia asta? Ce tâmpenia asta? Și a zis, popiesul, e un film românesc foarte bun, tot așa, ce bun dumneavoastră să văd și eu. Și la cerul l-a văzut și l-a interzis, a fost interzis și când m-am dus eu luni la, să iau invitații pentru premieră, filmul se schimba, se scosese. Și asta te determină să pleci. Adică m-a reîndemnat să plec, dar probabil dacă plecam și ce făceam cu filmul. Și atunci a fost o luptă de un an de zile. Că totuși să scot film. Luptă care se consuma între scrisori, între mine și Dumitru Popescu de la partid, prin intermediul șefului casei de filme, care era scriitorul, Dumnezeu să-l ierte, care a murit, Alexandru Ivasiuc, în care eu scria, bine, scria ce vreau, ce să fac și eu spuneam că nu vreau să fac. Și uite așa a circulat această scrisoare,
mai cedam eu, mai cedam el și până la sfârșit am făcut niște compromisuri, acum am dat seama că au fost foarte mari, materie de sunet și de bandă sonoră, care au maltratat sensul filmului, evident, știi? Dar așa a ieșit. Filmul. Dar ai originalul? Nu, originalul nu mai am niciodată, nu există originalul. Nu mai am o versiune mai puțin periată, dar originalul nu mai am, nu, există, nu mai există, că a fost distrus. Pe când am plecat eu, s-au încercat să facă Cinemateca Elvețiană, retrospectiva mea la Geneva, nu s-a putut face, că i s-a spus în România că nu mai are niciun negativ, ale mele sunt dispărute. Eu am fost condamnat la 6 ani când am plecat și nu aveam cum să... Adică, asta e istoria. Deci, eu am făcut 4 filme în România, dintre care ultima a fost Dincolo de Nisipuri. Și după aceea, în Germania, ce ai făcut? Că am lucrat ca inginer primii 6 ani și după aia, din 80, când am făcut primul film după Făclia de Paște, care se cheamă Fierno Jacob în englezește și Fürchte dich nicht Jacob în germană, am debutat cu el în 81, a fost un debut foarte bine primit. A fost considerat unul dintre cele mai bune filme văzute la Berlin în anul 81, chiar de către lui Marc Aurel, un mare critic la Le Monde. Și cu filmul ăla am învățat în toată lumea și m-a deschis toate porțile și după aia am continuat și am trăit numai din cinema. Din 81, de când m-am apucat de cinematograf, am trăit numai din cinema în Germania. Adică am făcut lungmetraje, filme de televiziune, documentare, am scris scenarii la o serie pentru copii de 13 episoade după un scriitor islandez la vremea aceea foarte cunoscut. Deci am trăit din cinematograf până când am venit înapoi în țară. Și cartea asta superbă și surprinzătoare, Werner Herzog și Mistica Renană, care e lucrarea ta de doctorat, când ai scris-o? Păi am scris-o în 6 ani, că acolo doctorat trebuie să fac așa ca... Și ești tot așa pe astăzi. Între 80 și... Deci după ce te-ai reîntors... La... Nu. Cartea nu, după ce te-ai reîntors la cinematografie. Da, și când eram în Germania... Așteptând să fac film și nu făcusem încă, am început să încerc doctoratul ăsta până în 78, pentru că mă gândeam să fac carieră universitară. Și atunci m-am apucat doctorat și l-am terminat doctoratul, a ieșit o carte care a ieșit la o ediție foarte importantă din Elveția, la Jdom se cheamă. La Lausanne, nu? Exact, care este o editură extraordinar de importantă, mai ales cu cărți din Est, ale iugoslavilor, ale rușilor, dizidenți și așa mai departe. Șeful acestei secții de cinematograf al acestei edituri fiind Freddy Bioaș, fostul mare director al Cinematecii din Lausanne. Cartea este editura de la Capitel în România, tradusă de Călin Stănculescu, după părerea mea tradusă foarte bine, care a fost socorită de Henri Agel, un mare critic, cel mai mare critic francez, unul dintre cele mai bune cărți de cinematografie, cele mai frumoase, Le plus beau livre sur le cinéma jamais écrit, așa a scris pe Henri Agel, și s-a vândut la Paris extraordinar, a fost un bestseller. Și asta e ediția română aceea, cărți, și care zic eu că a ieșit foarte frumos. E extraordinar, da. Așa 6 ani am tot chinuit cartea asta. Și l-am cunoscut și pe Werner Herzog, bineînțeles, am avut ajutorul lui la materialul filmat care mi l-a dat să-l folosesc în carte, adică, ce să spun, a fost foarte bine, m-am bucurat până la sfârșit că a ieșit. Și muzica de operă? Muzica de operă, la ce face aluzie? La ce? Ce rol joacă în viața ta? Dumnezeu, un rol important, dar nu fundamental. N-aș putea spune că e fundamental, adică nu... Însă am de-adevăr niște filme în care, de-adevăr, opera are rol fundamental. De exemplu, dacă ai văzut Un bărbat ca Eva, filmul Un bărbat ca Eva, care este cel mai mare film al meu, care și acum e un film de cult în America. A rulat în țară? N-a rulat în țară, că nu l-am adus, dar o să aduc acum, o să fac o surpriză. Nu, n-a rulat în țară, pentru că este o poveste foarte îndrăzneață, foarte complicată, despre viața regizorului german Rainer Werner Fassbinder, care era bisexual și care avea un stil de a lucra cu echipele lui foarte straniu, foarte ciudat, foarte violent. Și filmul a fost, într-adevăr, considerat în Statele Unite și Anglia ca un film de mare clasă. Acum este unde vrei în cele mai importante biblioteci de cinematografie și acum, în fiecare an, se dă, după 25 sau 28 de ani, se dă în America, în festivalurile de sâmbătă, de Crăciun, se dă tot timpul și dacă te uiți pe site, se cheamă A Man Like Eve, vorba ca Eva, găsești sacci de cronici, mai mare parte elogioase. Deci a fost un film care, într-adevăr, mi-a dus mai... Și de aia vorbeam de operă. Filmul este povestea, scenariul scris împreună cu cineva, dar este ideea mea fundamentală, adică într-o casă, într-un maison de la Brie, într-o casă dărâmată și baradită, așa cum trăia
Fassbinder cu echipa lui, ei trăiesc toți acolo și în casa aia filmează Dama cu camelii. Și decorurile construiesc, se construiesc pe măsură ce înaintează filmul și mizeria aia cotidiană, care era mizeria în care trăiau 68-iști, știi, așa, cu, fără nicio grijă pentru ordine, amestecați cu tot ce vrei, mizeria împinsă de frumusețea decorului, din Dama cu camelii, tot împinsă și filmul își câștigă, spațiul devine tot mai frumos și conflictele devin tot mai puternice înăuntru. Știi? Și până la sfârșit e o melodramă puternică de tot, dar toată muzica e pe Traviata, cântată de Maria Callas, la care am avut un mare noroc, pentru că hotărâsem să facem așa și hotărâsem să luăm muzica Mariei Callas. Și filmam scena balului din Traviata, pe care o știi foarte bine. Și era dimineața și pregătisem balul, repetam dansul. Și vine la mine producătorul, un prieten al meu, s-a prăpărit săracul, zice, nu mai putem face nimic, a zice, s-a terminat. De ce? Warner Brothers, care scosese sau trebuia să scoată Traviata lui Zeffirelli, cumpărase toate drepturile la orice Traviată care era în lume la ora actuală. Fioros. Fioros, da, și am înghețat. Am zis, domnule, ce mai fac? Trebuia să schimb. Nu, se putea schimba, că era filmat pe muzica aia, îți dai seama, era o nebunie. Și au început să cerceteze avocații și au descoperit, asta a fost, nu am avut noroc în chestia asta, că discul după care vreau să facem noi era ultimul disc care încă mai avea libertăți, că era un disc foarte vechi, încă mai era liber, necumpărat de Warner Brothers. Și atunci am filmat cu acel disc și cu muzica cu Traviatei. O să dau de video. Bravo, să vezi că... Urăsc monopolul. Da, să-ți dau de video să-l vezi, că e un film foarte frumos. Vreau să-l aduc, să-l scot în România. Vreau neapărat să-l văd. E momentul să mai aduc din filme, știi, ca să... Dar ăsta chiar vreau să-l scot în Babacaiba, că e chiar interesant. Vreau să-ți fac o surpriză. Într-o carte cu o foarte, scrisă de o foarte distinsă doamnă pe care am avut-o în emisiune, Ani Bentoiu, care se cheamă Timpul ce ni s-a dat, există următorul pasaj. Își amintește de anii de liceu. Cu totul alta era doamna Maria Gabra. În prima oră de latină din clasa a șaptea, penultima, ne-am pomenit cu o profesoară nouă pe care o știam doar din vedere. Persoana care se așezase acum la catedră, după precedenta profesoară care era poreclită, era doamna Eliad Românul, poreclită Balena, persoana care se așezase acum la catedră era de vreo 40 de ani, subțire, îmbrăcată într-un taior brun roșcat, exact de culoarea părului. O ții minte pe mama ta? Da, sigur, evident. Da, da. N-am apucat să întârziem asupra impresiei vizuale, pentru că a început odată să recite cu un glas grav, într-o scandare suplă și melodioasă, care transforma fiecare vers într-o desfășurare pur muzicală, versuri devenite incantații pe care le-aș fi ascultat ceasuri la rând. Nu auzisem niciodată nimic asemănător. Hexametrii erau poezia însăși, cea care te fură și te duce dincolo de sens, cea care prin ritm îți pătrundea ființa biologică, respirația, bătăile inimii, gestul latent. Timp de 2 ani, orele doamnei Gabrea aveau să se succeadă provocându-ne de fiecare dată aceeași încântare. Gramatica, istoria, etimologia, primele noțiuni de semantică, plăcerea pură a asociațiilor poetice, de la Horațiu la Vini, de la Lucrețiu la Mallarmé, toate aveau să creeze în orele ei o lume paralelă celei pe care o regăseam după soneria totdeauna neașteptată. Mama așa a fost este o profesoară extraordinară. Mulțumesc mult. De Ani Bentoiu. A fost o profesoară extraordinară și avea mulțumesc mult de tot. Și a avut o mare, cum să zic eu, vocație de profesor. Avea o voce extraordinară, cântare mai pomenit. Ce evocare. Da, da. Dar da, dacă evocarea este așa, da, ce profesor a fost, mama. A fost da, o profesoară extraordinară. Într-adevăr, avea vocația acestei profesii și o făcea cu o pasiune. După aia, aici, mă rog, aici era profesoară de liceu, dar după aia s-a venit în 48, a fost scoasă de la liceu, a ajuns la o școală elementară, profesoară și preda română și acolo a făcut actor, a scos oameni făcându-i actori, regizor care au trecut pe la ea și a devenit actor, era un tânăr extraordinar care era complet, fără niciun fel, nimeni nu credea în el și a devenit artist. Era o persoană extraordinară în a crea vocații. În primii ani ai noului regim, doamna Gabrea a fost atrasă de curentul ideilor de stânga. Nu știu cât a fost de durabilă această atracție. Am revăzut-o doar mult mai târziu, când preda română la Institutul Pedagogic.
Da. Și a acceptat să-i dea câteva ore de pregătire fiicei mele pentru examenul de treaptă. La una din aceste ore am asistat și eu. Deci Ani Bentoiu, doamna Bentoiu, având deja un copil, asistă la orele fiicei ei cu aceeași profesoară. Nu mai ține aminte că fiica doamnei Bentoiu a fost la noi. Da. Am asistat și eu cu aceeași veche fascinație în fața mersului riguros și rapid al acelei minți. Doamna Gabrea a crescut 3 băieți minunați, care și-au înscris fiecare numele în câte un sector al culturii românești și europene. Radu și Florin Gabrea în cinematografie, Șerban în artele plastice. Da, mama a fost extraordinară în raport cu noi, a fost absolut fabuloasă. Ea a avut o imensă încredere în noi și ne-a dat foarte, foarte mult. Nu pot să spun că ne-a avut o cultură și era o persoană care citea cu pasiune, făcea referire, cum să spunem, încrucișate între poezie, pictură, artă plastică. Și îmi spun că era o profesoară de vocație extraordinară și de asta eu țin foarte mult și consider că profesorii sunt un lucru extraordinar de important și mă mânușnesc când văd astăzi că există din ce în ce mai puțini adevărați profesori, din ce în ce mai puțini oameni care înțeleg ce formidabilă este această profesie și această funcție în societate. Toate aceste chestiuni îngrozitoare, că de rangul 2, că profesor nu mai contează, este îngrozitor, pentru că eu cred că asta este viitorul țării, adică viitorul unei țări. Nu poți să faci negoți cu chestia asta, nu se poate. Clar. Iar eu am fost în această fericită postură, că am avut această persoană care era mama mea, care, într-adevăr, nu o să spun cum ne-a încurajat, că artiști, ea nu, eu când am terminat ingineria, orice părinte normal, la cap, în ghilimele, când m-am dus să-i spun că vreau să fac regia din nou, să stau acasă 4 ani, am trebuit să zic, mă, tu ai nevoie și fost meseria, era inginer pe șantier, câștigam atunci în România bine, ce să mai țiu eu 4 ani? Adică încă o dată să stau, am fost student la regie, după 23 de ani am început. Niciodată n-a zis chestia asta, a zis, da, aici aș mănâncă și tu, colțul mesii și fă ce vrei să faci. Doamne, a avut o mare încredere în noi, extraordinară mare încredere în noi. Cum a spus Ani Bentoiu, doamna Gabrea a crescut 3 copii minunați. Pe doi dintre ei cunosc, pe Florin și pe tine. Mă bucur foarte mult și mă bucur foarte mult de cartea despre mama, pentru că era un om care merita treaba asta. Îți mulțumesc foarte mult. Pentru mult de tot m-am bucurat să știi că am putut să